Πατωνίδη. Espectáculo catalán en Chile Peste, Rey Patonini y Oscar, a pesar del duro frío de aquel invierno infernal. ¿Cuántos besitos sin cuento en mi mejilla me daba? Y yo le respondía con una risa muy larga. Me hice grande y entonces de mi corazón salió un himno de acción de gracias, de alabanza y bendición. Hoy te pido, Virgen Madre, por la que vida me dio, guárdamela santa, hermosa, pues es reflejo de Dios. Mama, este pizza invito, pe care o respecto, o citim și adorăm toți, cu iubire și destrucționat. De la răsăriturile vieții ce ne-a dat-o până la apus, îi datorăm venerație ca la nicio altă ființă de sub soare. Câte nopți de veche ca să pot dormi eu, de câte ori m-am luptat pentru ca eu să tac, câte scute ce mi-a spălat ca să fiu mereu curat în ciuda cele ieri groaznice. Câți pupici, fără număr, îmi dădeam pe obraz și eu răspundeam cu un surâs foarte larg. M-am făcut mare și atunci a ieșit din inimă un imn de mulțumire, de laudă și de binecuvântare. Azi, te rog, Sfântă Fecioară Marie, pentru cea care mi-a dat viață, păstrează-o sfântă și frumoasă, deoarece este oglindirea a lui Dumnezeu. Bucură-te, Marie! Sea plena de estar donde esté con tiene, viene con un cántaro y es un hombre de rey, si viene con un lugar que es terror de tu puridad de cielo. Siente María, María que le dice, rara que le tenga un oído de la cosa, a con sin chasco y con sin hostia de mí. Cúpulo por eso, sana bien, con tu hija de llevar a la cosa, y no me le trata a mí, sea que es ascente de Dios. Amén. Luisa, veșnicul meu prieten Ghiocel! Mă bucur să te revăd și în această primăvară, Ghiocelule Meridian. Și eu. Privește câtă lume în jurul nostru. Oare de ce se uită toți în noi? Eu cred că sunt uimit de perseverența noastră de a ne previsti primăvara, indiferent de vreme. Că bine zici, anul ăsta chiar am avut de furcă cu vremea. Doar că între timp, eu mi-am amintit de ce suntem atât de privite. Nu cumva ne rugaseră cercetașii din Pildești să le prezentăm spectacolul din apropierea zilei în care se sărbătoresc toate mamele? Chiar! Bine că ți-ai amintit! Auzi? Cred că e momentul să le vorbim și oamenilor. Bine, bine! Bună să vă fie inima, oameni dragi din Pildești și nu numai! Prezența dumneavoastră la acest spectacol ne bucură! Pentru că în curând se apropie o zi foarte importantă, 8 martie, am ales ca ziua de astăzi să fie închinată mamelor noastre. Pentru acest spectacol se anunță momente artistice deosebite, pregătite de o parte din oamenii talentați ai satului nostru. Scenetele, cântecele și poeziile sunt doar câteva dintre momentele pregătite. Vă reamintim că în cadrul acestui spectacol se va desemna Mama Anului 2018 în urma voturilor dumneavoastră pe baza scrisorilor realizate de lupișori. De asemenea, așa cum ați putut afla de pe afiș, o puteți ajuta pe Alesia, o fetiță din Roman care are mari probleme de sănătate printr-o donație în cutiile speciale amenajate. Mai multe detalii veți afla în curând. Pentru început, că tot vorbeam de talente, Ghiocelule Luisa, eu îmi amintesc cum, cu câțiva ani în urmă, am văzut amândouă o fată delicată care a crescut frumos și apoi a plecat din Pildești, lăsându-ne triști.
Dar iată că acea fată, pe numele ei Ioana Mărții, s-a întors în satul natal și astăzi este alături de noi. Ne bucurăm să avem alături din nou alături. Așadar, haideți să ascultăm vocea Ioanei, care va interpreta cântecul Stai lângă mine, mamă, să înceapă spectacolul. Bună ziua, bine v-am găsit și la mulți ani de ziua femeii tuturor mamelor, doamnelor și domnișoarelor. Piesele pe care le voi cânta astăzi vi le dedic vouă din toată inima. Thank you.
momentul să aflăm mai multe detalii despre cazul Alesiei. Reprezentantul acestui caz este doamna profesor de la Colegiul Național Roman Vodă, Sandu Laura, care a venit cu altă tânărătare tată, Larisa Oprea. Să le primim cu aplauze! Ziua mamei, atât de frumoasă, atât de specială. Bună ziua, stimați invitați, dragi cercetași. Numele meu este Laura Sandu, sunt de la Colegiul Național Roman Vodă și astăzi am venit să vă vorbesc despre o mamă. O mamă curajoasă. Vă aduceți aminte? Câte vise, câte planuri v-ați făcut pentru bebelușul care urma să apară în viața dumneavoastră. Va fi bun. Va fi talentat, va fi sănătos, va fi frumos, va fi estet, va fi. Asemenea vise a făcut și această mamă. Însă, Alesia s-a născut cu probleme, iar la 6 luni a venit un diagnostic îngrozitor. Și visele s-au spulberat. Mami, de ce Alesia nu poate să meargă? De ce nu se poate juca cu noi? De ce nu poate să vorbească? Mă întreba într-o dimineață băiețelul meu de 4 ani, înainte de a pleca la grădiniță. N-am știut ce să-i spun, pentru că nu știam cine este Alesica. Ulterior aveam să aflu că Alesica era fetița blondă, care stătea în brațele doamnei educatoare. Și eu nu știam că era bolnavă, că nu putea merge, că nu putea vorbi. Abia atunci am înțeles tristețea din ochii doamnei educatoare. Și ea, mamă, care suferea de două ori. O dată pentru propriul copil, atât de greu încercat, în durerea de a avea un copilaș cu probleme și odată pentru propria nepoțică. Și doamna educatoare a avut vise. Dar imaginați-vă cât este de greu să fii o doamnă educatoare, să ai 20 de copilași care aleargă în jurul tău și care în inocența lor vin și te întreabă de ce Alesica nu poate să se joace cu noi. Dar mă reîntorc la o altă mamă, la mama Alesiei, la mama Alesicăi, care este curajoasă. Ea nu are timp să fie tristă pentru că trebuie să lupte cu acest sistem din România care, după cum bine știți, nu dă nicio șansă acestor copii. Orice tratament costă, destul de mult. Singura rază de speranță sunt niște intervenții cu celule stem în străinătate, 5 la număr, fiecare intervenție costă 10.000 de euro. Părinții nu cred că vor strânge atâția bani, dar și-ar dori să ajungă măcar la primele două să vadă cum reacționează corpul fetiței, pentru că altcineva cu un diagnostic asemănător s-a recuperat foarte bine. Indiferența ucide. Ucide zâmbete, ucide speranța, ucide visele. Și de aceea vă rog, dacă puteți, în această zi să donați pentru Alesia și pentru părinții ei. Și mulțumesc pe această cale preotului din această comunitate, care am înțeles că a anunțat și în biserică. Și ori de câte ori veți fi foarte nemulțumiți că al dumneavoastră copil nu este primul din clasă, nu are cele mai mari note, nu uitați să mulțumiți lui Dumnezeu că aveți copii sănătoși, frumoși, talentați, normali. Nu uitați să mulțumiți că nu sunteți atât de greu încercați cum sunt părinții Alesiei. Iar pentru toți acei oameni care în această zi vor dona pentru Alesia, să dea bunul Dumnezeu să aveți la fel de multe bucurii câtă speranță oferiți dumneavoastră astăzi unor părinți. Mulțumesc! Și jucașe de străgate, măi băniță măi, dar intră joc măi Nicolae, ai făcuța și mai stai, ai făcuța și mai stai, măi băniță măi, ai porni roata măi nișește mă, să-mi noroc, doamne ferești, ai porni roata măi nișește măi băniță bănișoare, să-mi noroc, doamne ferești măi băniță măi, hai da hai, la porni roata Nicolae, hai da hai, iubi la să-mi stai, ai, ai, dar și-a câmpă din
frumos! Știi, Luiza, luna trecută, când încă eram acoperită de zăpadă, i-am auzit pe unii lupișori discutând despre scrisorile pe care le-au realizat. Fiecare lupișor era foarte mândru de scrisoarea sa. Ei bine, i-am auzit că liderii lupișorilor au ales doar 10 scrisori care vor fi citite în cadrul spectacolului de astăzi. Trebuie aștept să le ascult. Păi, dacă tot ești nerăbdătoare, eu zic să începem cu scrisorile 1 și 2. Haide! Compunerea numărul 1. Dragă mamă, tu ești ca un înger păzitor pentru mine. Orice aș face, tu mă ierți mereu. Ești un model pentru toată familia. Tu m-ai ajutat să învăț ce știu acum, m-ai îngrijit mereu. Eu nu te ascult mereu, dar tu reușești să mă ierți întotdeauna. M-ai luminat mereu, la fel și pe frații mei. Eu cred că tu ești cea mai bună și iubitoare mamă din lume, pentru că oriunde aș fi fost, fără tine simțeam că mă iubești de acasă. Te iubesc foarte mult. Cu multă iubire, fiul tău. Compunerea numărul 2. Dragă mămico, azi e ziua ta și aș vrea să-ți dau o îmbrățișare la inimă, foarte caldă, cum ești tu. Știu că te supăr cam des, foarte des, dar tu știi că te iubesc și nu aș vrea să dispar din viața mea. Când te privesc, inima mi se bucură și parcă explodează de frumusețea ta. Ești o mamă cum mi-am dorit eu, să aibă grijă de mine. Și încă o dată îți spun un călduros la mulți ani. Semnat, fiica ta cea mică. De la 4-4 și 5. Eu cred că mai degrabă se ceartă. Haideți să ne ascundem și să vedem ce se întâmplă de fapt. Păi ce ați la mamei voastre de apă, Martin? Eu am cumpărat niște tort frumoase. Eu i-am luat un tort. Eu i-am luat o superbă brățară. Eu i-am luat o ciocolată bună. Eu i-am luat o scrisoare pe care am scris cea mai bună mamă. Thank you.
fiecare copil își iubește mama așa cum e. La mulți ani tuturor mămicilor! Doar de ceilalți ghiocei. Ba da, dar am citit un articol în care se spunea că florile cresc mai repede dacă ascultă acorduri de chitară. De aceea, i-am rugat pe chitariști începători din Pildești să ne ajute. Ce idee minunată! Sper să funcționeze! Totuși, dacă prietenii noștri întârzie, să nu fii tristă, pentru că vei afla alte două scrisori ale lumișorilor. Iuhu! Și voi încerca să nu te mai supăr de acum încolo. Te iubesc, mamă. Nu te voi uita niciodată. Cu drag, fiul tău. Momentele noastre artistice iau o mică pauză.
întrucât părintele Baro vrea să ne adreseze câteva cuvinte. Îl invităm pe scenă. Laudat să fie Iisus și Maria. Totdeauna în biserică, de când a apărut creștinismul, a fost solidaritate. Solidaritate pentru problemele sociale. Paul, într-una din scrisori, le scrie corintenilor să strângă, să adune pentru creștinii sau pentru cei din Roma. Iată, astăzi, cu ocazia sărbătorii pe care o celebrați Ziua Mamei, se face această acțiune de solidaritate cu această fetiță Alicia, care are nevoie pentru vindecarea ei. Dar mamele din Kenya vor să fiți solidare, să fiți solidare de mamele de aici, mamele din Kenya. Mamele din Kenya și din Costa Rica și celelalte comunități misionare unde funcționează preoții români fac această cerere ca mamele din România să colaboreze cu mamele din Kenya. Și cum? Iată, prin această cutiuță a speranței, fiecare mamă care este prezent aici, la ușă, la sfârșit, va primi Denisa și Amalia de voluntății și dumneavoastră împreună cu copiii. La fel și bunicile care m-au mame cu nepoții, vor încerca să pun aici ajutorul lor în solidaritate cu mamele din ei. Copii, voi aici aveți o viață decentă, în toate privințele. Ei, acolo mamele și copiii nu au această viață. Acolo mănâncă un pumn de orez pe zi. Acolo beau apă care o dă Domnul prin ploaie, uneori. Iată, de aceea, cu ocazia aceasta, vă propunem și această solidaritate cu mamele din ei. Totdeauna cuvântul mamă ne mișcă, ne sensibilizează și ne îmbucură. De ce? Pentru că mama este lucru cel mai de preț pentru copii, într-o familie. Mama o simbolizează pe Mama Fecioară Maria, care sunt întruchipate toate calitățile unei mame, toată sensibilitatea unei mame, toată iubirea unei mame și tot ceea ce trebuie să aibă o mamă. De aceea, totdeauna, cuvântul mamă ne mișcă. Am să vă recit o poezie, tot despre mamă. Ce dar sublim să ai o mamă, să-i auzi glasul cum te cheamă, îmbrățișarea să-i simți. Ce bine să ai părinți, ce bine, ce pace sfântă și se resimte când ale mamei dulci cuvinte și mângâierea când ți-e greu. O mare ești, Doamne Dumnezeu! Și câtă înțelepciune este în lumea asta de poveste, căci, Doamne, fiecare pui își are în viață mama lui. Așa se face că toți, Doamne, trecem prin primăveri și toamne, cu mamele veghind tăcut, o, ce mult bine ne-ai făcut! În rugăciuni ne poartă mama, ca în umblare să luăm seama, să nu ne pierdem de Hristos, să le pădăm ce-i păcătos. E mare har să ai o mamă, cinstește-o, nu privi în ramă, căci anii trec și vin o zi când mama ta nu va mai fi. Ai vrea să-i spui că rău îți pare, că nu mai ieși cât te doare, dar timpul nu-l poți opri, nici drumul către veșnicii. De când că ești un fiu, ia seamă, caută să vorbești cu mama,
O sună, spune-i că o iubești și cât de mult o prețuiești. M-ai ocrotit, mi-ai dat povață să fiu curat în astă viață. Am fost copil cândva și eu, părinte sunt la rândul meu. Doresc, măicuță, pentru tine să-ți fie în viață numai bine. Domnul să-ți dea întâi departe, pe lângă pace, sănătate. Să te ocrotească zilnic, tata, mamă, să spunem, marana ta, cu o nădejde și mult dor, când Iisus va veni pe nor, să ne găsească în veghere, Duhul cel Sfânt să-L dea putere, să avem trăirea unor sfinți, noi toți, bunici, copii, părinți. Vă felicit, eu o să trebuiesc la două anunturile cu două familii, de aceea am voie să vă spun de cuvinte înainte. Vă felicit și vă doresc mult succes mai departe în această sărbătoare și să păstrați această tradiție mai departe, căci este frumoasă pentru comunitate și pentru copii și pentru familii și mai ales mame. Mulțumesc, mame! Știi ce îi face fericiți pe oameni? Îți spun eu, ghiocenii și copiii. Aha, oare de aceea s-au pregătit lucrușorii cu cântece? Ca să-și facă mamele mai fericite? Poate. Haideți să-i primim cu aplauze. Să-ți dau în schimb ce-aș da soarele pe cer.
doi copii și o mamă. Și pâine, un singur codru într-o maramă. Mama îl frunze în două și dede la fiecare cât o părticea. Mamă, atunci, ziseră copiii plângând, ție ce-ți rămâne? Voi, răspunse ea. Mamele sunt acum mai fericite. Cu toate astea, nu crezi că unor femeile au o părere prea bună despre ele? Ba da, de aceea simt nevoia ca un bărbat să ia cuvântul. Să știi că nevoia ți este îndeplinită de către Marcelin Moț, care ne va prezenta ghidul nevestei. Vă sfătuiesc să fiți ochi și urechi. Cât despre noi, ghiocelule Luiza, vom fi numai petale și frunze, atât la ghid, cât și la scrisorile 5 și 6 care vor urma. Eu îi sfătuiesc pe clienții mei, în general pe bărbați, le spun așa: măi băieți, din momentul în care ați spus da, tot ce spuneți e împotriva voastră. Nu vă certați cu femeia când e obosită. Nu vă certați cu femeia când e odihnită. Deci, nu vă certați cu femeia. De ce? Simplu. Pentru că ea când se naște, are la rădăcină o sămânță de scandal. Și tu te căsătorești cu copacul. N-ai niciun spor. În momentul în care te căsătorești cu ea, te uiți și vezi ce față are. E frumoasă, domnule. Are ochi frumoși, ochișori, plăpișoare, sprâncenuțe, năsuri, guricuță, buclișoare. Asta e, clar că asta e, nu e ce vezi, asta e. Dar măsa-i dă orz și spune: draga mamă, înainte să te culci, e câte o mână de orz și aia o ascultă pe măsa și se umflă orzul în ea și în câțiva ani, din capul ăla frumos, se transformă în cutie de viteze. Intră în a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, în secunde, îi se umflă vena pe gât, cerea șasea, nu-i o da, lasă-o ambalată, să se termine uleiul din cutie. M-a întrebat cineva cum se poate trăi o viață de familie în pace. Mi-a spus simplu, învață propoziția aceasta. Ai dreptate, draga mea. Dar e simplu. În momentul în care ea începe, foarte repede, ea e nebunită să înceapă din orice. Se întâmplă ceva rău, spune, m-am luat după tine. Se întâmplă ceva bun, ai văzut dacă ai făcut ce ți-am spus eu? Deci în momentul în care ești numai tu cu ea, și începe, e normal, e firesc, trebuie să fie cineva apucat, nu? Nu. O las să vorbească, nu asculți. Dacă o asculți, te enervezi. Știu pe unul care a ascultat-o, s-a enervat, a luat covorul, a dus pe balcon la etajul 4 și a uitat bătul de bătucovare, îl bătea cu cap. Și a căzut de la etajul 4 până jos. Au venit vecini. Ce s-a întâmplat, vecini? Nu știu, că acum am picat și eu. Deci, în momentul în care ea o să înceapă, ăla mi-a spus, păi cum să fac să nu ascult? A spus simplu, te ui jos la mochetă și spui, ce mochetă frumoasă am eu în casă, ea vorbește, tu nu auzi. Numerele, 28, 29, uite parcă ăla e mai strâmb, o las să vorbească. Când faci pauză, te bagi, ai dreptate, draga mea. După un an jumate, ea o să înceapă. Păi sunt chinuitat străzi, mă. Cine m-a pus, mă mări cu tine, mă? Veneam și o femeie ca lume, mă. Te-am și eu un coafor, mă macheam, mă rujam. Acum nu mai pot să fac nimic, mă, că trebuie să stau după fundul tău. Parcă sunt proasta statului, mă. Să știi, eu sunt o femeie deșteaptă. Sunt sau nu sunt o femeie deșteaptă? Ai dreptate, draga mea.
Eu să continui. Dacă aveam eu mai mulți bani, eu eram stăpân în casa asta. Dacă aveam mai mulți bani. Dar oricum, eu sunt stăpân în casa asta. Așa-i sau nu-i așa? Ai dreptate, draga mea. Cine are grijă de copii? Cine-i spală, cine-i îngrijește, cine-i duce la școală? Eu, mă, eu, dacă n-ar fi eu, ai muri, ai muri, ai muri și ai muri. Mă, te-ai aruncat din trai stărcâini, mă. Ai înțeles? Ce sunt eu pentru tine, mă? Sunt sau nu sunt o femeie? Nu sunt o comoară în casa asta. Ai dreptate, draga mea. Auzi? Eu am impresia că tu nici măcar nu mă ascult. Ai dreptate! Era numărul 5. Mama mea. Mama mea e cea mai frumoasă. Ea mă ajută mereu și la bine și la greu. Ea e cea mai bună. Ea îmi calcă hainele. Mama mea are cea mai mare inimă din lume. Ea mă iubește cel mai mult din lume, exact cum o iubesc și eu. Glasul ei e ca o privighetoare și ochii ei sunt scumpitor, exact ca cristalul. O iubesc enorm, cu drag. Compunerea numărul 6. Dragă mamă, te iubesc cel mai mult din toată lumea. Mulțumesc pentru că mă ajuți la teme. Ești ca un trandafir roșu aprins. Ești mai frumoasă decât orice pe lume. Părul ca soarele și ochii ca un trandafir în foc. Și ai hainele de mătase. Cu drag. Prietenii noștri încă nu au ajuns. Poate că ar trebui să mai încercăm. Atunci, haideți să-i chemăm pe chitariștii avansați ai centrului. Știu că s-au pregătit îndelung pentru acest moment. Dacă tot vorbim despre asta, zic să-i mulțumim și doamnei Iuliana pentru timpul acordat perfecționării acestor copii. Să înceapă magia chitărilor! Oh, come on, I am in it.
să-i spun mamei mele cât de mult o iubesc și cât de mult bine îmi face prezența ei în viața mea. Cred că acest lucru se întâmplă tuturor, inclusiv oamenilor. Dar hei, Ioana Mărți ne va ajuta să îndreptăm greșeala prin cântecul mama. Tot în ajutorul nostru vin și dubișorii prin scrisorile 7 și 8. Deschideți-vă sufletele, urmează momente emoționante. Îți vreau tot binele și sănătatea pe lumea pe care stai.
Ești frumoasă, harică, bucuroasă și mă străduiesc să-ți fac pe plac. Te iubesc, mămică, cu drag, prințesa ta. Compunerea numărul 8. Dragă mamă, mamă, eu, fiica ta, te iubesc foarte mult. Tu, cu ochii tăi albaștri, verzui, părul castaniu și de statură medie, tu, pentru mine, ești mama perfectă. Eu cred că în locul Mona Lisei trebuia să fii tu. Oricum, dacă aș putea, te-aș însănătoși de orice boală, te-aș ajuta la treabă. Dar îmi pare sincer rău că nu pot să fac treaba cum o faci tu. Dacă ai vrea să-ți spun cât de mult te iubesc, în cuvinte, nu pot. Doar că pentru tine aș merge în spațiu să-ți aduc luna, soarele și câteva stele. Dacă aș spune că te iubesc de la cer până la pământ, te-aș minți. Eu te iubesc de sub pământ până deasupra galaxiei, dacă există. Ți-aș scrie până anul viitor, dacă aș putea. Nu știu dacă știi câteva lucruri. Eu nu sunt geloasă deloc pe frații mei. Nu sunt de acord să pleci la serviciu pentru că vreau să petreci mai mult timp lângă mine. Eu, fiica ta, cu părul blond, cu ochii albaștri de 1,50 m și la picior cu arată 35, 36, 37. Cu drag, fiica ta. Păi, cred că cel mai mult mă tem de cutremure, pentru că aș reveni în pământ pentru totdeauna. Oh, nu te întrista. Să știi că cutremurele au și părți bune. Cum ar fi? N-am să supun eu, ci mi-a aflat din momentul temerarilor de la 4 la 7. De pe aștept să văd dacă mă vor convinge. Sperăm să nu vă cutremurați când veți afla că se vor citi ultimele scrisori din acest an. O casă obișnuită, în care trăia o familie obișnuită. Dar nimic nu-i putea pregăti pentru ce avea să se întâmple în acea vine. Mama Anei, Tessa, este psiholog și scriitoare de romane motivaționale. Este prinsă în pregătirile pentru nunta ei, care va avea loc în 3 zile, duminică. Ana este o adolescentă problematică, care e chitaristă într-o trupă rock. Nu poate trece peste decesul tatălui ei și nu poate accepta pe numele al mamei sale. Hei, Ana, într-o oră mergem la restaurant, bineînțeles, de pe strada principală. Să fii gata până atunci, ok? Bine. La restaurant. Mamă, trupa noastră va participa la un concurs și mă apare la TV. Oh, felicitări! Când? Păi, vine. Vine după repetițiile de nuntă, nu? Despre asta... Nu, să nu crezi că poți lipsi de repetiție. Știi cât de importante sunt, mai ales că ești domnișoară de onoare. Dar, mamă... Niciun dar. Hai să vorbim între patru ochi. Haide, mama, e doar o repetiție. Concursul e foarte important. Îți dai seama ce oportunitate poate reprezenta asta. Am putea câștiga și apoi... Nu, să nu dau, știi cât m-am chinuit ca totul să iasă perfect. Oho! Nu știi tu cât de mult am muncit noi să fim acceptați în concursul ăsta? Nu știi tu cât de mult am repetat? Nu ai putea face ce am făcut noi. Nu ai putea, nici măcar n-ai putea să ne duc o chitară. Nici măcar n-ai putea răspunde la telefon de la agenție de catering. Trebuie la cenul. Nu cred că este momentul potrivit. Ba da, e momentul pe... Și iată că acum începe partea palpitantă. Curând va începe o aventură cu câștigul de partea celelalte persoane. Când vă veți da seama ce vă lipsește, atunci altruismul vă va schimba la loc. Cutremur! L-ați simțit? Ce să simțim? Cutremur! Cutremur! A fost cutremur! Poftim, despre ce tot vorbiți voi acolo? Cred că ni s-a părut. Ok, haideți să mergem acasă. Luăm mâncare la pachet.
Următoarea dimineață. De ce am dormit în camera Anei? De ce am dormit îmbrăcată? De ce am unghiile negre? O, nu! O, nu! Părul meu gri! Buclele mele! Aaaa! Wow, 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 wow! Ce-i caută corpul meu acolo când eu sunt aici? Nu știu ce să... Dacă eu sunt aici și corpul meu e la tine, iar dacă tu ești acolo și corpul tău e la mine, înseamnă că am... am făcut schimb! Am făcut schimb! Stai, 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 am o idee! Tu duci acolo, eu mă duc acolo și... Da, da, ce idee bună! 3, 2, 1 și... Foarte idee! Nico... Dăm zahărul! Dăm zahărul! După ce au conștientizat că au făcut schimb de corpuri, Ana și Tessa au fugit spre restaurantul chinezesc. Acolo au întâlnit-o pe doamna cu răvașii și au cerut explicații. Aceasta le-a spus că se vor schimba la loc, doar când profeția se va împlini. Dar am uitat ce scria pe răvaș. Atunci va trebui să trăiți în alt cu celelalte până când veți afla. Ana, în corpul mamei sale, este dată peste cap de pregătirile pentru nuntă. Tessa, în corpul Anei, este copleșită de emoții și aruncă chitara ieșită pe scenă plângând. După câteva ore... M-am împrucat la concurs și am văzut pe scenă. Nici măcar nu am intrat când trebuia. E foarte gros să cânti într-o trupă. Eu cred că am amânat ceva ce nu trebuia. Nu, eu sunt să organizez ceva! Vedem mâine ce se va întâmpla. Acum suntem obosite. Să mergem să ne culcăm. Și dacă niciodată nu v-am mai spus la fel? Vom găsi o cale, dar acum noapte bună. Am trecut. Următoarea dimineață. Ai avut dreptate. Viața de mamă e mult mai grea. Mai ales când urmează un eveniment important pentru aceasta. Nu, viața ta e mult mai grea. Nu vă mai spune niciodată că viața unui adolescent e ușoară. De acum te voi aprecia mai mult. Îmi pare rău. Și astfel, mama și fiica au învățat să se prețuiască reciproc. Tessa și Ana, exact cât de grea este viața fiecăreia printr-o întâmplare magică. Să avem nevoie și noi de o întâmplare și să ne prețuim reciproc. Compunerea numărul 9. Dragă mamă, tu ești singura mea mamă și tot singura mea mamă vei fi mereu. Când eram mică, tu erai mereu alături de mine. Dacă nu erai tu, eu aș fi avut probleme. Tu m-ai învățat tot ce știai și încă mă înveți. Tu m-ai crescut cu tot ce aveai. Tu m-ai ajuns când eu nu știu. Dacă tu ai pleca, eu aș veni mereu după tine. Îmi pare rău când te mai supăr, dar nimeni nu poate fi perfect. Eu te voi ajuta mereu când ai nevoie de mine și nu te voi părăsi niciodată. Tu, când vei muri, nu te voi uita și mă voi ruga mereu pentru tine. Eu cred că ești perfect așa cum ești. Te iubesc și mereu te voi iubi. Cu drag, fiica ta. Compunerea numărul 10. Mama mea. Mama mea este foarte frumoasă. Ea are ochi sclipitori, părul lung și negru. Mama mea este foarte harnică ca o furnicuță. Mami, eu îți spun că te iubesc foarte mult și voi încerca să nu te mai supăr. Chiar dacă o să te mai supăr uneori, voi încerca de acum înainte să nu te mai supăr nici pe tine, nici pe tata, pentru că voi mă îngrijiți și țineți mult la mine și știu că sunt cea mai mare cumoara voastră. Te iubesc, mami, cu drag, fiul tău. Din câte știm, ați primit la intrare un bilețel și un creion. Ei bine, acum este timpul să le folosiți. Nu uitați că pe bilețel trebuie să notați numărul scrisorii care v-a impresionat cel mai mult și care credeți că merită titlul de scrisoare a anului 2018.
Eu sunt foarte curioasă să aflu cine va fi mama anului 2018. Biletele se vor strânge după ce vom asista la emisiunea prezentată de exploratori. Să vizionăm! 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții, ori familia. Genul programului Reality. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la prima ediție a show-ului nostru, Mă Însoară Mama. Eu mă numesc Mărtișcă Cristian și voi fi gazda voastră. Doresc în mod special să reprezint pe acești tineri, pe mama acestora, care doresc să formeze un cuplu cu anumite fete. Mă rog, un aplauz de încurajare, vedeți și voi cât de speriați sunt. Acum îi voi ruga pe tineri să se prezinte. Cum te numești? Sandu mă numesc și o fete nu găsesc. De ce ești singur, măi, Sandule? Păi, am avut o soție, dar nu ne-am potrivit din punct de vedere religios. Eu eram creștin, ea era satana. Tu cum te numești? Marice, și tu de ce ești singur? Păi, m-am mai făcut un băiat, dar am apărut eu. Nu voiam succes la fete. Bine, bine. Să vedem ce părere are mama despre băieții. Doamnă Maricica. Domnișoara. Domnișoara Maricica. Păi, sunt băieți buni, mamă. Muncitori, cu minți, nu bea, nu fumează. Ia ziceți, băieți, cum v-ați dori să fie viitoarele voastre parteneri? Păi, în primul rând, vreau să știe să tacă. În al doilea rând, vreau ca atunci când merg la un eveniment cu ea și cu mama, să nu se spună despre mama, despre soacră că e mai frumoasă decât Nora. Iar tu? Să aibă răbdare. Iar dumneavoastră, domnișoară? Să fie o noră bună, mamă, muncitoare, cu minte, să nu bea, să nu fumeze, să asculte de mama soacră. Măi, băieți, iar veniți voi puțin la mine, măi, ascultați la mine. Deci, dacă fac așa, înseamnă că e bună. Dar dacă fac așa, înseamnă că nu e bună. Ați înțeles? Acestea fiind spuse, să intre fetele. Bună ziua, cum vă numiți? Bună! Sunt Gina Felea. Cine ești eu? Eu sunt Ioana și mă știe toată țara. Eu sunt Camelia, absolvent de la Harvard cu predoctorat. Fiecare băiat are dreptul la o întrebare pentru fiecare fată. Și mama la trei, nu? Ei, domnișoare. Eu vreau să vă întreb câți ani aveți. Vârsta mea este aceeași cu numărul de la pantofi. Adică 32. Și nu te cam strâng? Tu câți ani ai? Da, 5. Cât? Da, 5. Cât ai zis? Bine, fie, 30. Ah, așa, da. Iar tu? Radica din 64-4. Marice, tu ce întrebare ai? Cât e Radica din 64-4? Despre fete, Marice, despre fete. Ah, de unde veniți? Din Torino. De la Catiță, măi. De la Universitatea de Medicină. Acum să ascultăm întrebările mamei soacre. Bun, acum să începem. Ați mai fost căsătorite? Da, copii aveți? Dar te gândiți, știți, nu? Normal că știu. Știu să fac salmari, purcă, borș, topitură, chișcă, oriescu, lapte. Eu nu știu să gătesc, sunt prea bufață cu pățadul. Eu știu să fac pizza congelată și să comand de la KFC. Bun, acum să aflăm răspunsurile.
Înainte de aflarea răspunsurilor, se pare că avem o probă surpriză, și anume una de cultură generală. Gina, tu ești prima. Te rog să poftești la haită. Arată-ne, unde se află Brazilia? Aici! Unde se află Moscova? Aici! Unde se află Torino? Aici! O întrebare pentru Mioara. Cum se pregătește sufleul? Și asta voi, asta e mâncare. Eu știu că fac mari, bos, ofituriu, purcă, oriesc cu lapte. Ultima întrebare pentru Camelia. Câți dinți are omul? Radicat din 64 par. Creșit! Eu sigur nu mai am 32 de dinți. Acum dorim să aflăm ce a ales mama soară. S-a votat. Sandule, aleasa ta este... Mioara! Maricel! Aleasa ta este... Gina! Hai să plecăm în Torino, iubitule! Ne dorim cuplurilor o viață fericită. Noi o să ne vedem pe data viitoare. La revedere! Te rog, mamucă, hai că nu stau numai pe margine și mă întorc repede.
adolescentă din 1970. Mamă, tovarășa profesoară a spus că trebuie să mai merg la școală. Mă las să merg să fac și clasa 8-a la zăboară. O să vin să vorbească ei cu tine, bre, mamă, bre. Numai să mă las tu să merg. Adolescentă din 1980. Regiuni noi pe lume, amintind un brav popor, cei vești vechi pe lume, în lupta triumfător. Multe secole luptară, străbunii noștri eroi, să trăim stăpânii în țară, ziditori ai lumii noi. Adolescentă din 1990. Mămico, mămico! Nu iau clasă în lume. Mi-a lăsat cu bine pe masă. Noi suntem la câmp în Dulbană. Sava am luat cu noi, tu adun o sticlă cu apă. Pescă mămăliga e supernă, cireșele un copac și scrobă îți faci tu. Vino cât poți de repede. Adolescent din anul 2000. Mamă! Mamă! Mamă, unde? Mamă, eu merg în Israel. Merg și o să fac $1,000 în luni. Adică într-o luni. Mamă, $1,000 în 2 ani. Facem o vilă cu 2 nivele. Un fel stai tu, nu eu, dar după și mă sor. Cred că după ce fac vilă și eu și mașină poate reușesc să mă însor și eu. Adolescente din anul 2010. Mami! Mami, unde ești? Îmi dai și mie niște bani de buzunar? Știi, o să ies cu fetele în oraș la o pizza, știi tu. Tati a promis pentru că merit mai mulți bani luna asta, nu știai? O să-mi dea bani să fac și școala de șofer. Adolescentă din 2020. Mami, mami, mi-ai spus că pui bani pe coam, nu mi-ai pus. Vreau să-mi iau un telefon cu display transparent, spestre. Spune tu, mamă, când era mai ușor să fii mamă? Mai din mult sau acum? Nespre, și mi-i dat să-mi văd ochilor. Era greu și fi premia mea. Dar mult tineretul ăsta n-are bani să-și iei material să fac o pereche de pantaloni întregi. Eu cred că în fiecare țară există o astfel de sărbătoare. Știai că mamele din China au o zi a lor în care se răsfață printr-un dans specific? Serios? Nu știam. Ia te-mi eu ce lume. Câțiva exploratori ne vor arăta acest dans. Sunt numai ochi și urechi. Oh, scuze, numai petale și frunze.
interesant. Mi-aș dori și eu să știu cum să mânez ghemantare. Păcat că nu avem mâini. Eu mi-aș dori să știu altceva. Ce? Cum reușesc unele femei să fie la curent cu toate știrile, fără ca măcar să deschidă televizorul? Liderii vor prezenta în continuare un episod din viața unui fecior de crai și sunt sigură că vei avea și răspunsul dilemei tale. Sună interesant! Haideți să fim alături de feciorul de crai prin aplauzele noastre! A fost odată, ca niciodată, un băiat atât de frumos și de chipeș care locuia într-un sat de munte. Be! Sunt ficior de crai, mândru-n al meu plai. Mustăcioara lui Panacorbului. Pielea lui spuma laptelui. Ei bine, și fiindcă în plaiul mioritic erau multe domnițe dulci și suave ca dulci garofițe, mândrul nostru plăcău era hotărât să găsească cadoul potrivit. Dar nu știa că din întreg satul era spionat de cele mai distinse cupoane, ca niște trandafiri, cu mult spin. Nu este prea căpșorul ăsta e nesurat. Ei, acanau, așteaptă pe mică mea să se facă mare. Nu mai spuneți, bre, eu zic să fim cu ochii în patru, cât e prea mult timp stăm la tors și nu mai niciun băiat pe Facebook să-l spionăm. Fără să știe de prezența acestor distinse doamne, plăcăul nostru se duse la mall, bineînțeles, fiind sigur că va găsi cadoul perfect pentru a-și alege sortita. Bineînțeles, ajutat de cei doi prieteni ai lui. Sunt ficior de crai, mândru-n al meu plai, iar azi îi voi cumpăra un cadou fericitei care va dansa cu mine la horă. Am eu niște lapte de vânzare. Băi, eu am prânz bun. Băi, eu am lână aurită. Fac și cu smântă. Sunt picior de crai, mândru-n al meu plai și cred că îi voi cumpăra o floare. Nu-i greșit floarea cu perfetista, de-astea numai la ursul. Ei, Iacana, cu atât de mulți bani pentru niște flori pentru râta aceea. Nu mai spuneți, bre, toți băieții vin cu cadouri scumpi. Nu cu flori ca pe timpul nostru. Moșneagul meu mi-a luat un smartphone de Valentine's Day. Ce să mai? Sunt ficior de crai, mândru-n al meu plai și cred că-i voi lua totuși un lănțișor. Te las, mă, să pui poză pe Facebook cu oile mele. Să vezi și o cușerești. Stai să vezi poză cu miorița mea. Nu, mă, mai bine dai like pe Facebook. Ui, am citat tot aia că mi-a dat o fată la poza de profil cu miorița mea. Sunt ficior de crai, mândru-n al meu plai și cred că voi lua un ursuleț de pluș. E, spre, dar fata și nu știi să-ți ai și mai trebuie urși de pluș acum. E, Acana, sigur de fata mea îi place cât de mult își dorea un ursuleț din ăla de pluș de la un flăcău de ăsta. Tășeri, bre, din gură, că mai bine faci și live pe Facebook când îi dă ursul, că dacă nu, e degeaba. Sunt ficior de crai, mândru-n al meu plai. Băieți, cred că în cele din urmă îi voi oferi inima mea și cântecul inimii mele. Băi, dacă e așa, eu aduc fluierul la stână. Băi, eu meșteresc cu nai. Și doină frumoasă o să mai faci eu. Eu vin cu miorița mea și cântă și ea. Și așa se adunară băieții seara la izvor, în lumina lunii, compunând cel mai frumos cântec pentru a cuceri inima fetei. Sărut femeii mâna ta! E spreda și cadou frumos o putut să-i facă! Pune-i fa repede pe fei!
deodată ador Gheorghi și Vasili. Nimic nu uită femeile astea. Să sperăm că nu au uitat nici de cazul Alexei. Vă reamintim că mai aveți timp să oferiți șansa unei mame să continue să fie mamă printr-o sumă depusă în cutiile de donații. Momentele artistice ale cercetașilor aproape s-au terminat, doar Larisa Oprea mai vrea să ne încânte cu o dedicație pentru mame. Iuhu! Asta înseamnă că imediat după ce termină Larisa, vom afla și noi care este scrisoarea câștigătoare. Să o aplaudăm pe Larisa! Dacă aș spune că te iubesc de la cer până la pământ, te-aș minți. Eu te iubesc de sub pământ până deasupra galaxiei, dacă există. Ți-aș scrie până anul viitor, dacă aș putea. Nu știu dacă știi câteva lucruri,
Eu nu sunt geloasă deloc pe frații mei. Nu sunt de acord să pleci la serviciu, pentru că vreau să petreci mai mult timp lângă mine. Eu, fiica ta, cu părul blond, cu ochii albaștri de 1,50 m și la picior poartă 35, 36, 37. Cu drag, fiica ta, Dimișca Eliza. Care mi-a făcut-o și vă urez la mulți ani tuturor mamelor care meritați să o sunt să fiți aici în locul meu. Mulțumesc! Iar noi să le aplaudăm! Acum vă rugăm să nu plecați, ci toate femeile să se îndrepte pe scenă. Și vă rugăm să veniți toate femeile. Spectacol și vă mai așteptăm și la următoarele spectacole. O zi bună!